Bună ziua, sunt Ioana Ostafi și ne aflăm la Overtura Mall, unde ne pregătim să stăm de vorbă cu talentații copii de la Asociația Vis de Artist. Cum vă numiți? Aene Miruna. Rondaria. Aida Robu. Tucăluc Georgiana. Mircanu Casandra. Matei Miruna. Leonte Andreea. Bogdan. Mercedes Ioana. De cât timp faceți dansuri? Și cum se cheamă trupa voastră? Pesentim. Așa, ce fel de dansuri practicați? Gimnastică. Și ce fel de muzică ascultați voi? Nu știu, rock. Vezi că nu știu ca Simonea? Și am înțeles că sunteți coordonatoarea trupelor de aici. Sigur că da, la o mare majoritate. Spectacol cu momente coreografice de fantezie, gimnastică, gimnastică ritmică. Vom mai avea două momente pe scenă, chiar vă rog să rămâneți să le filmați, foarte frumoase, de contorsionism și duo și solo. Am mai avut gimnastică ritmică cu cercuri, cum de altfel i-ați și văzut. Salut, Ana! Ieri ai fost la noi, la seminarul BAZ, și ai lansat niște cărți. Astăzi se vedem aici cântând. Mai poți da activități? Tot timpul îmi fac puțin timp pentru activitățile mele extrașcolare, dar am mereu timp. Și dintre a citi și a cânta, ce îți place mai mult? Toate îmi plac la fel de mult, însă scrisul cred că va deveni mai mult decât un hobby în viitor. Și ce gen de muzică asculți? Orice tip de muzică. Și ce gen de cărți citești? În general, science fiction, horror, dar și clasice multe. Cum te numești? Și de cât timp faci chitară? Am aproape 2 ani. De cât timp faci parte din Asociația de Artist? De un an. Și ai vreun model în viață? Timp? Vreun model în viață? Da. Andra Măruță, mă apreciez foarte mult. Și ce tip de muzică asculti? Ascult muzică ușoară, toate.